Bună seara, stimați videocredincioși ai doxologiei. Vă mulțumesc frumos că acceptați și în seara aceasta întâlnirea într-un studio cu totul special. Îi mulțumesc lui Cătălin Acasandre că ne susține tehnic, dar mai cu seamă îi mulțumesc foarte mult invitatului din seara aceasta. Un invitat, zic eu, care ne-ar fi folosit enorm de mult să-l avem la îndemână în ultimii 200-300 de ani ca popor pentru a surprinde cum se cuvine ceea ce înseamnă viața rurală sau, dacă vreți, viața satului românesc. Îl am alături de mine, chiar dacă la distanță mare prin online, pe domnul Sorin Onișor. Îi spun bun venit și îi mulțumesc foarte mult pentru această bucurie de a fi împreună, contemporan cu nașterea și contemporan cu viața pentru o foarte lungă perioadă de timp. Este cel care, nu cred că la voia întâmplării, a fost numit fotograful poporului român. Eu am admirat câteva dintre expoziții în vremea tinereții mele, inclusiv la Sibiu, știu că a câștigat un premiu în urmă cu ceva ani. Și atunci eram în sală și eram bucuros să văd expoziția aceasta remarcabilă. Domnule Sorin Onișor, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația. Sper din toată inima să le facă o bucurie și celor doxologiștilor, celor care se uită din când în când pe doxologia și ne urmăresc. Mulțumesc tare mult! Bună seara, părinte, și mulțumesc și eu pentru invitație. E un loc în care poate de mult trebuia să fiu, să stăm de povești, să stăm să povestim, să arătăm oamenilor câteva lucruri bune care încă, mai din fericire, mai există prin țara asta. Pentru că mă tot uit în jurul meu de mulți ani și m-am îngrijorat, m-am scârbit, m-am necăjit, m-am enervat. Parcă țara asta nu se mai trezește odată și nu mai face ceva bun. Din lac în puț, tot mergem înainte. Nu știu, mie îmi pare la fel. Trebuie să spunem că dialogurile noastre de obicei au fost strânse sub imaginea aceasta carieră versus vocație. Și atât de bine mi-a tihnit o propoziție, am să sar direct la finalul interviului, cum ar veni. O propoziție spusă în urmă cu ceva, tare mult mi-a picat, tare bine mi-a picat. Atunci când ați scris că nu mai participat la concursuri decât în juriu, că de fapt ceea ce faceți nu mai face nimeni. Și confirm lucrul acesta, sunt câțiva copii care vin din urmă și pe care i-am încurajat din toată inima să urmărească evoluția acestui fotograf care nu se oprește din călătoria prin satele românești. Eu vă mulțumesc pentru asta. Nici nu știu cum să zic. Am sentimentul real că e ca o inspirație pentru ceea ce avem de făcut. Eu însumi sunt adeptul întâlnirilor și conferințelor cu comunități din ce în ce mai mici, unele dintre ele uitate, nu ți le poți trece la curriculum vitae. Mă distram la un moment dat că sunt câteva expoziții, dintre care câteva sunt, cred că nici nu le putem numi trecute, nu? La Chereveșul Mare din Timiș în 2009. Cine a auzit în Japonia, nu, despre Chereveșul Mare? Dar există și cred că e dreptul oamenilor să se vadă și să se cunoască ca atare. Încă de la început, da, părinte. Cum ați văzut nevoia asta? Știu că ați spus la un moment dat că într-un moment de oarecare cumpănă ați căutat să revedeți cele două vechi aparate de fotografiat. Eu am avut și eu un Lomo de mare calitate și apoi dintr-o dată ați descoperit că puteți vedea lumea altfel. Nu a fost un oarecare moment de cumpănă, a fost un mare moment de cumpănă la o vârstă tare curioasă, la o vârstă de 33 de ani, poate vă spune ceva anul ăsta, acești ani, m-am trezit la vârsta aceea că voiam să fac atât de multe lucruri și nu știam cum să le fac mai bine. M-am dedicat arheologiei, istoriei, satului românesc, predând istoria și geografia la țară, la Chevereșul Mare, într-un sat de pe lângă Timișoara. Și totuși nu mă simțeam împlinit, mă simțeam blocat, mă simțeam limitat și a fost o întâmplare că cineva mi-a pus în mână un aparat de fotografiat și asta a fost atunci, de mult, în 2003, la 33 de ani, când eram în acea cumpănă și nu mai știam ce să fac și nu mă prea simțeam bine și eram foarte, foarte deprimat, slăbisem, eram lăsat așa de izbeliște undeva. M-am apucat de acel aparat și l-am dedicat, aparatul, sufletul și creierul meu, l-am dedicat tot satului românesc, pentru că altceva nu simțeam. Am crescut la țară, am fost apoi profesor la țară vreme de 10 ani în acel sat din Câmpia Bănățeană și apoi, ca fotograf,
începător, foarte începător, de fapt am luat-o de la zero la vârsta de 33 de ani, m-am uitat în jurul meu, încă profesor fiind, și am început să fotografiez. Și în pauze, și în, după ore, făceam foarte multe vizite la domiciliu, un obicei pe care nu prea îl mai au în ziua de astăzi profesorii noștri, din păcate. Toți suntem, sau nu eu, că eu nu prea sunt sub acest imperiu al stresului și al grabei, dar oamenii se grăbesc, nu aprofundează, nu se apropie de lucrurile pe care le folosesc sau de oamenii cu care lucrează, cum ar fi profesorii, mai ales la țară, unde situația e puțin mai delicată, trebuie să știi să cobori oarecum la un anumit nivel, să vorbești cu oamenii, să intri în sufletul lor ca să poți să comunici, să poți să ți-i apropii, să poți să influențezi și să le insufli lucruri frumoase. Țin minte că 10 ani am predat acolo la Chevereșul Mare și mi-a plăcut atât de mult că și acum îi duc dorul acelei perioade. Am fost... E vidor încă se simte asta, da. E foarte dor pentru că, uite, și acum datorită internetului ăsta primesc feedback tot timpul, foști elevi de e-mail și profesori încă se uită la fotografiile mele, îmi scriu mesaje și mă felicită și, și le e dor de mine. Și asta e un lucru foarte îmbucurător pentru că am fost 10 ani poate cel mai dur profesor de acolo. Dar în același timp și probabil, nu știu dacă sunt eu, sunt bănățean și nu prea sunt atât de modest, dar probabil că am fost și cel mai iubit dintre profesori pentru că am fost singurul care mergea mult în vizite la domiciliu, acasă și plecam cu ei pe coclauri după amieze, făceam excursii vara la pescuit, la stâne, picnicuri, iarna îi trăgeam cu dacia mea veche, cu sănile. Lucruri care, din păcate, par desuete în ziua de astăzi, într-o epocă așa modernă în care suntem ahtiați, nu eu, după civilizație, NATO, modernism, mă rog, nu știu ce, dar acolo, pe timpuri, viața era mult mai simplă și mult mai frumoasă. Sunt de acord și o descoper uneori și în sufletul studenților de la teologie, care vin așa cu nostalgia satului din care vin. Eu câtă vreme avem studenți de la țară, nu mă tem că preoția își va pierde din arhetipalul ăla fundamental în care dialogul cu Dumnezeu, frumusețea dialogului cu Dumnezeu se va păstra. De altfel citeam, culmea într-un subsol al unui interviu acordat de noastră ziarului Lumina, un gând al Patriarhului Daniel, al Părintelui Patriarh, care spunea că le îndeamnă pe fotografi, era chiar în contextul, în 2019, în contextul expoziției la care știu că ați participat și v-ați bucurat de aprecierea atâtor oameni. El spunea la un dacă încercați să surprindeți natura în plinătatea ei, adică și natura umană, dar natura umană în ansamblul naturii este a restaurate, pe care eu o socotesc ca în prima zi a învierii, acolo unde n-a călcat omul, e ca în dimineața învierii. E încă lumină, nu s-a pierdut asta. Iar al doilea lucru, aici cred că ne leagă fundamental. Am simțit asta și dacă greșesc să-mi spuneți, nu vedeți satul doar ca un trecut, ci ca un prezent al viitorului. Adică eu nu cred că satul românesc are dreptul să moară. Nu-i acord în mintea mea și în sufletul meu dreptul de a muri. Și de aia tot ce pot face este să încurajez pe oameni să se întoarcă, să-și trăiască viețile, să... Mă gândeam la imaginea care mi-a rămas din Dublin acum în urmă cu mulți ani. Mi-au povestit câte sunt în restaurante, ce multe bunătăți și aveau dreptate. Recunosc. Seara când ne-am dus cu părintele Iulius, care era preotul lor, acum e la Năsăud preot, când am ajuns în autogară, erau coadă de români la autocarele care veneau de la Suceava. Și atâta și așezăi. Și părinții, ne luăm cozonacul de acasă. Satul are în el încă o chemare adâncă, pe care, din fericire, fotografiile dumneavoastră recunosc, le surprinde mai mult decât oricând. Trebuie să mulțumesc Petrui Pantelimon că el m-a inițiat în fotografia lui Sorin Onișor acum ceva ani buni. Iar eu aici la Sibiu, beneficiind de festivalul Astra, care are și o parte de fotografie, Dumitru Budrală este unul dintre ochii mari ai fotografiei și a documentarului. M-a învățat, a fost prima dată în viața mea și mi-am notat ca să nu uit. El mi-a spus odată, prima dată, chestiunea aceea cu, hai să zicem, fotografia etnologică. Și când a numit primul om pe care pot să-l urmăresc, că eram eu obsedat de niște chestiuni legate, a fost numit Sorin Onișor, pe care îl remarcasem în volumul acela, de altfel, mie mi-a plăcut enorm de mult, Biserica de la Poeni, Icoana. Cel a apărut în 2005. Pentru mine a fost așa o chestie faină, adică era altă aură, altă mandorlă, nu știu cum să spun.
Ăstea vin așa. Da, părintele de acolo de la Poieni, nu știu dacă îl știți, nu știu dacă l-ați știut pe părintele de la Poieni, am stat la dânsul în perioada aceea, era un fric cumplit ce am fotografiat, s-a prăpădit între timp, din păcate, s-a dus dintre noi, dar mi-aduc aminte foarte, foarte bine de acel Poieni. Poieni sat este un loc retras, departe, departe de lumea înlănțuită, cum spun eu, în Munții Bănățeni. Țin minte că la 7 ani a fost prima mea tabără, ca și copil, elev fiind, eram în clasa întâia, și a fost prima mea tabără la Poieni sat. Uite că soarta m-a dus după mulți, mulți ani ca fotograf să ilustrez eu acea biserică de lemn, moștenire a strămoșilor noștri, obiect de patrimoniu, una dintre cele 25 de biserici de lemn din Timiș. Uite că m-a dus, uite ce înseamnă soarta asta și cât de frumos m-am simțit acolo. Ar fi multe de povestit, dar nu e timp acum și nu și-au locul. Adineau spuneați de părintele Pandelimon, îl salut pe această cale, nu l-am mai văzut de foarte mult timp, mă bucur că m-a invitat pe timpuri acolo la mănăstire și m-am mirat când l-am văzut, a început cu aparatul la piept, era cu aparatul la piept, în sutană, cu barbă. Strașnic, așa l-am văzut. Foarte, foarte fain și părinții de acolo, părintele Modest, îl țin minte și acum mai văd fotografiile, că le-am selectate pe aici și când îl văd cu cât asprime citea din Evanghelie, tocmai ca să ne insufle un pic de respect nouă celor care nu eram atât și atât de apropiați de zona aceasta, crescuți fiind din greșeală de părinți, de instituțiile din perioada care a fost când a făcut noi școala. Ce vreau să mai adaug legat de această simbioză între oamenii satelor și natură, întotdeauna spun asta și în fotografii când le expun și în interviuri care tot le-am pe la televiziune mai nou, văd că tot mă curtează și intru în direct pe la Alep News, la DigiTV, pe la... Pentru că s-au trezit până la urmă oamenii, cei care sunt în mass media și își dau seama că satul românesc, oamenii, satele, tradițiile, dar și natura înconjurătoare, care este atât de frumoasă și complexă în România, e un atu al țării acesteia și atunci mai scormonesc prin el și mai caută și ei știu că eu sunt întotdeauna la datorie, fie că e weekend sau zi lucrătoare sau sărbătoare, eu sunt la datorie pe dealul undeva în țara asta. Atunci mă caută și intru în direct și le spun ce se întâmplă. Da, oamenii satului sunt foarte legați de natură, de anotimpuri, de riturile astea ale vremii. Paradoxal, extrem de diferit față de cei de la oraș. Cei de la oraș au un fel de viață care nu se schimbă foarte mult atunci când trecem din toamnă în iarnă sau din iarnă în primăvară sau vară. La țară este cu totul și cu totul diferit. Este o poveste diferită tot timpul, în funcție de vreme. Sunt zile când nu e soare, sunt zile când îngheață. Tot timpul oamenii satului se au un acord fin cu dumnezeirea, cu natura, cu ce se întâmplă în jurul lor. Depinde de soare, de temperatură, de lumină. Ei nu au treabă cu alte lucruri. Și animalele lor pe care le îngrijesc cu atâta dragoste și ogoarele și fânețele, toate depind de natură. De timp, de temperatură, de soare. Atunci, cu totul și cu totul altă viață, și eu tot le spun oamenilor, și uite, acum câteva zile am fost invitat, deja oamenii mă cunosc peste tot prin țară, din cauza site-urilor de socializare a internetului, deja mă cam știu. Și babe, uneori mă mir că mă duc într-un sat și mă știu, nu sunt atât de babe, sau tineri, păstori, sau ce-or fi pe la stâne. Acum, 3 zile, 4 zile, nu mai țin minte, a fost astăzi, știu ce zi, sâmbătă. Am fost invitat de un tânăr Petrică din satul de lângă Frasin, unde locuiesc eu de 11 ani în Bucovina, invitat să văd o clacă. Mă întrebam, ce clacă poate să fie pe frigurile astea? Este puțină zăpadă, a fost puțin atunci sâmbătă, acum e deja multă, că a nins intens. Și m-a chemat la clacă. Erau 7 căruțe, 7 cu el, Petrică, care avea pe calul lui, era Mircea. Îmi plac și numele cailor, că sunt lucruri atât de personalizate și de profunde. Par desuete și puierile, dar... Din contra, mi se pare mult mai desuet divertismentul ăsta de proastă calitate, în care de vodevil, în care ne pierdem sute de ore. În ciuda brașovenismului meu, sunt crescut într-o zonă, Maramureșul copilăriei mele și Oltenia adolescenței mele,
mi-au redat aerul, adică eu nu pot trăi fără amintirile și trăirile de acolo. Mă întorc un pic la fotografia, fotojurnalismul rural, să zicem așa, sau fotografia etnografică. Inițial, oamenii cred că și pe mine m-au acuzat că am obsesie pe satul românesc, să știi că e obsesie bună, le-am zis, dar în acea vreme nu am găsit nimic mai restaurator pentru sufletul meu decât întâlnirea cu oamenii ăștia. Cum simțiți generația asta de bătrâni care o mai avem? Doamne, cum le spun eu, nu știu dacă e bine cum le spun patriarhii neamului românesc, pentru că poate prin această prismă a religiei nu e bine, dar eu așa le spun, așa nu simt. Nu cred că deranjează pe Părintele Patriarh asta, da, cred că îl constată. Se bazează pe rugăciunea lor, sunt convins. De foarte mulți ani i-am denumit așa, găsesc în hoinărelile mele foarte mulți bătrâni care mi se par, nu știu dacă e bine cum spun, mi se par aproape de sfințire, aproape ca niște sfinți, sunt niște oameni simpli, da. Care nu mă cunosc și care mă primesc în lumea lor, în viața lor, în casa lor și sunt atât de deschiși la suflet și la minte și atât de buni și ospitalieri și atât de calzi, încât mă înfior și mă minunez, pentru că nu suntem obișnuiți cu astfel de reacții și astfel de comunicări în lumea normală, urbană, să spunem așa. Și exemplele astea sunt foarte multe și sunt vizibile fotografiile mele de la Delta Dunării, unde era acel bătrân patriarh al Deltei, cum i-a spus Arțum, a prăpădit. A fost unul dintre primii care am aflat că a murit o fiică de-a lui din Italia. Mi-a scris pe imediat, pe nu știu unde, a murit tata, era 11 aprilie, acum 3 ani. Deci sunt niște lucruri fantastice care se întâmplă totuși. Uite, datorită demersului meu prin lumea satului, datorită internetului, ajungi să te apropii foarte mult de astfel de oameni și să faci parte din viața lor și să facă parte din viața ta. Și sunt multe alte exemple. Cei care mi-au văzut fotografiile știu de acești patriarhi. Acum mă opresc o clip așa asupra celor câțiva, 2-3 din Bucovina de poveste, cum îi spun eu în jurul meu. E bătrânul Moș Gheorghe de aici, de lângă Vama, care în fiecare zi a vieții lui în ultimii 40 de ani urcă și coboară în total 6 km, după care câteva oițe pe deal și urcă prin zăpezi, prin oroaie, la 87 de ani. Întotdeauna îl dau exemplu și tot expun fotografii cu dânsul și atât de mult se bucură când mă vede. Sorine spune și îmi povestește, știe politică mai mult decât mine, el îmi spune și în toamnă mi-a spus de atacul asupra Capitolului, acum de chestii de prin Ucraina, pentru că eu nu mă uit la televizor, nu ascult radio, dar ei când mă prind îmi povestesc printre altele și lucrurile acestea și sunt foarte oripilați întotdeauna și necăjiți că nu merge treaba în țara asta și la București. Sau Moș Mitică, 86 de ani, tot aici aproape, cel cu coarnele de cerb, care stă singur în vârf de munte, soția Paraschiva a părăsit acum un an și jumătate și e atât de bucuros când mă vede. Vin oamenile, nu prea mulți, și la celălalt, și la alții bătrâni, dar se bucură foarte mult când te apropii de ei și ții o relație și îi vizitezi din când în când. Creează așa un link și tot le spun celorlalți oameni care vin la mine, am foarte mulți oameni care vin, mă vizitează și vor să-i duc să vadă satele românești și astfel de oameni. Pentru că astfel de oameni sunt niște pilde de frumos, de bine, sunt niște izvoare de frumos. Doar stând în preajma lor, a acestor bătrâni, jumătate de ceas, ascultându-i, te încarci cu o karmă pozitivă, te încarci cu un fel de lucru pe care nu îl întâlnesc în altă parte. Și mă duc ca prostul, de multe ori, și stau cu ei acolo. Și când plec, mă simt încărcat, mă simt vindecat. Au ceva în ei, deosebit, acești bătrâni. Automaturgia binelui. Acum, eu citisem și am recitit un interviu mai vechi al dumneavoastră. Lumina este ingredientul fundamental oricărei fotografii. Și mențin, n-am aceeași părere. Dar observ că oamenii aceștia ne marchează mai mult cu lumina din interiorul lor. Adică eu îmi păstrez în minte, sunt câteva fotografii, mi-aduc aminte una dintre ele care este fabuloasă din punctul meu de vedere. Niște țărani pe câmp ridicând fânul și trăindu-și bucuria de a arunca în lumină viața lor. Adică e un apus răsărit în miez de zi, nici nu înțelegi, bine, se înțelege bine ce este. E un contrajur, dar cum să spun, e un contrajur al vieții noastre, împotriva jurului nostru. Adică e un contrajur cu toată inepția în care uneori ne scufundăm viețile și în care, din nefericire, ne întunecăm
ne întunecăm viețile. Să le spunem celor care ne ascultă că proiectul acela cu oamenii Deltei s-a desfășurat multă vreme la TVR, nu? Împreună cu colaborare cu TVR-ul, 2008-2009, și în multe dintre din chipurile acelea au devenit efigie, din punctul meu de vedere. Când se va scrie vreodată istoria Deltei, dacă va avea cineva curaj să scrie o istorie reală a Deltei Dunării, oamenii ăia trebuie să apară, ei sunt coperțile vii ale spațiului de acolo. Am să mă întorc la un lucru care pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut foarte mult ca expresie. În 25 de ani de școală, niciunul nu mi-a fost dedicat fotografiei. Ați spus-o într-un interviu și cred că e așa. Pentru că vorbim de carieră și vocație. Cred că vocația asta de fotograf face parte din a vedea lumea ca Dumnezeu, părerea mea. Să te uiți așa prin ochiul lui Dumnezeu către lume, să te îmbătrânii pomeniți de obiectiv, de imaginea, de chemarea lor în fața judecății unei lentile care nu e așa. Am avut eu mare noroc că mi-a plăcut și am fost îndrăgostit întotdeauna de satul românesc, pentru că și ca fotograf puteam să mă îndrept spre altă zonă și atunci nu aș fi putut să fac asta, dar n-a fost nici măcar o clipă de șovăială de cum am luat aparatul. L-am îndreptat exact în jur și în jurul meu exista sat, oameni și natură. Asta mi-a plăcut întotdeauna, asta am făcut în continuare, asta fac și acum și probabil, și mai mult ca sigur, o să o fac până când se va putea. Până când v-a îngăduit Dumnezeu niște fotografii pe străzile din Rai, că am auzit că și acolo se poate, se poate. Fiind lumină, merge. E lumină. Care este, eu am remarcat, așa, o spun cu maximă sobrietate, nu sunt un mare, sunt un admirator al fotografiei și de când cu iPhone-ul cred toți că sunt fotografi, eu mă abțin. Unul dintre prietenii mei foarte buni, părintele Eugen Răchitean, m-a învățat că nu e chiar așa de simplu să privești o mână în penumbră, să surprinzi adevărul în fotografie. El e un expert în pictură și artă, un estet foarte bun. Dar pot să spun că am identificat sinceritate, emoție și naturalețe în tot ceea ce emiteți acolo. Nu e nicio cosmeticală acolo, nicio boială, ca să zic într-un termen mai lung așa. Și aia, în ciuda faptului că e un pictorial, deci sunt câteva fotografii, mi s-au părut realmente, eu sunt bolnav pe imaginea din filmul Codin, când au realizat-o atunci, eu plâng la câteva scene de acolo, le blochez să le mai văd odată, s-a dus, vremea aia mi se pare că e ruptă. Sunt în continuare un admirator al acestui soi de a face film. Cum ați păstrat naturalețea asta? E greu să-i mai surprinzi pe oameni așa cu viața lor? E imposibil? E dificil? Nu e dificil deloc dacă îți petreci mult timp cu ei. Dacă ieși în weekend-uri, în concediu, în scurte vacanțe, nu ai cum să faci asta. Dar dacă ai tot timpul între ei, pur și simplu, fotografiile, că tocmai aminteam puțin înainte de fotografiile de acum câteva zile de la acea clacă, m-am dus cu ei și m-au chemat acolo, am mers cu ei pe deal, au împrăștiat, ce clacă, m-a întrebat lumea, o clacă de împrăștiat, gunoiul de grajd. Iarna asta se face, se împrăște gunoiul de grajd pe fânețe pentru a îngrășa solul, pentru a crește iarba mai bine anul care urmează. Dar ce a fost mai frumos în această clacă e că după aproape că au terminat, mai aveau încă o tură sau două de urcat la deal, ne-am strâns într-un bordei acolo, un bordei destul de bine făcut în care locuiau vara și s-a pus o masă. Și am pus niște fotografii direct din aparat, că poți să le pui acum direct, să le descarci pe telefon, să le expui. Am pus vreo 5-6 fotografii cu acea masă la care am fost și eu invitat și eram între ei cu un obiectiv mai wide și făceam în stânga și dreapta. Dacă nu l-ați văzut, să vă uitați, sunt puse sâmbătă și era o masă acolo câmpenească în acel bordei de la acea târlă de pe deal în Bucovina, cu niște mâncăruri, apropo de mâncărurile din acele restaurante din Irlanda sau de oriunde în lume, că am fost peste tot, câteodată în Anglia, în Paris, în Londra și nu mă mai duc niciodată, nu mai vreau. Mi-a plăcut mult mai mult aici la stână, la târlă, când au pus masa un bol mare de cartofi proaspăt fierți care abureau, mămăligă, mujdei, dobă, chișcă, adică caltaboș, cârnaț, pastramă de casă, pâine de casă.
În fotografiile acelea se vede cum ies aburi, era încă era frig acum câteva zile. Deocamdată n-am curat să mă uit la ele, că sunteți pe seară cum dar, nu cum arăta, dar și cât de bune erau barabulele, așa le spun aici, cât erau de bune barabulele la fierbinți acolo și cu cârnați de casă și cu chișcă, cu caltaboșe. Eu mai râd așa câteodată. Apropo de Alef TV, mergând la o emisiune la domnul Marius Tucă, înaintea mea era un domn care, mare expert în șoșo de Liuliu și Liuliu de șoșo la mese de astea sofisticate. Și a zis lui Marius, să nu mai chem niciodată după omul ăsta la emisiune, că risc să fac vreun stop cardiac. Prefer mâncarea noastră, adică sigur că sunt foarte... Iar el asta și spunea renumitul, era un șef renumit în... El zicea, hai să redescoperim mâncările noastre. Mi se pare că e cea mai simplă dintre toate. Fițoșenia asta noastră care merită amendată câteodată. În care... A fost o tendință în ultimii 20 de ani, așa ca românii, să plece în concedii peste hotare și la muncă și în concedii și au fost extaziați de ce au găsit pe dincolo, scripărelile acelea, inclusiv mâncarea. Eu nu spun că mâncarea nu poate fi bună, sunt tot felul de civilizații, de țări care au cultura lor și în domeniul gătitului, dar a fost un trend atât de fățiș și au tot plecat, și au tot, dar uite că în ultimii ani poate a fost poate un pic de lucru bun în această pandemie, că românii care tot plecau au fost un pic blocați prin țară și eu din ce am văzut în ultimii 2 ani, pensiunile rurale prin România, din Delta, Maramureș, Transilvania, Bucovina, au fost pline de români. Și mi-au zis proprietarii, că cunosc foarte mulți, au fost foarte mulți români care prima oară au călcat în aceste locuri și au fost mirați, încântați cât de frumos este în zona respectivă, cât de bună e mâncarea în Maramureș sau Bucovina sau Temir, pe unde. Uite că a fost, în tot răul a fost și un bine în povestea. E și motivul pentru care îi rog mult pe colegii cu care fac Bucuria Credinței, emisiunea de duminică, să trecem prin astfel de locuri unde nu se prea umblă de obicei. Nu spun că de la ei am învățat, eu, pentru mine, dacă aș face ceva într-o viață viitoare, dincolo de preoție, mi-ar place să fiu operator de televiziune. Deci am învățat unghiuri, curent, lumină. Am trăit lângă niște oameni dincolo de un regizor fabulos, Andrei Măgălie, pentru care am tot respectul din lume. M-au învățat oamenii simpli, operatorii, deci un ochi pe ei și un bun simț de a te învăța, știu eu, lumină, umbră, prezența zidului pe care să nu-l anulezi. Este un festin efectiv. Eu mă încarc enorm de mult în timpul filmării, deci e epuizant, dar enorm de mult. Și am văzut cum au reacționat în urmă cu aproape un sezon. Am filmat mult în zona Bucovinei, Fălticeni, Baia, Mălini, în zona aceea. Cum să spun, îi vedeai pe oameni că intră în peisaj, acolo e locul lor. Acolo e locul lor. Noi degeaba încercăm să spunem acum că sigur că satul este afectat în mii de situații. N-am avut niciodată atâta teren necultivat. N-am avut niciodată atâta, nici nu știu cum să spun eu, bălărie sufletească cât avem acum. Dar există niște oaze incredibile, incredibile. Să spunem că în imaginile din oamenii Deltei sunt câteva flash-uri, așa, niște blitzkrieguri împotriva întunericului, incredibile acolo. Cum eu am rămas foarte impresionat de câteva dintre lucrurile acestea care vin spre noi. Imaginea asta vin spre noi. De ce nu le vedem? Ce ne blochează să le vedem? Păi, oameni ca noi ar trebui să fim mult mai activi, mult mai insistenți, mult mai convingători și să încercăm prin munca noastră, prin ceea ce facem zilnic, aproape zilnic, să insuflăm lucrul ăsta. Oamenilor, treziți-vă, liniștiți-vă în primul rând și uitați-vă un pic în jurul vostru, mai ales cei care sunt îngrămădiți prin orașe și nu au timp aproape de nimic. Acum 3-4 ore m-am întors de la Săniuș, am fost cu copiii mei și cu încă doi colegi de-ai fetei de-ai marei. Am fost pe deal la Săniuș și am postat o fotografie, acum 2-3 ore. Și am scris acolo că astăzi, după amiază, Bucovina de Poveste, la Săniuș, cu Maramureș, Maramureș, că așa îi cheamă pe copiii mei și o să zic imediat de ce îi cheamă așa. Și cu cei doi colegi, Dani și Florin, și spun, încercați să mergeți cu copiii voștri cât mai des la țară, dacă puteți, să-i lăsați în natură, să se joace, să se bucure de copilărie, de natură, de viață. Asta a fost astăzi.
Cam asta fac aproape zilnic, încerc să insuflu încet încet oamenilor, cei care studiază internetul și pe ăștia ca mine, și spun că suntem niște influenceri în limbajul ăsta modern, suntem influenceri și până la urmă... Pe o zi și mie așa urât, dar nu m-am supărat acum. Pentru că e un expresie pe care o înțeleg și ăia și ăia, așa că e, să luăm partea bună din această expresie urâtă. E, trebuie să facem lucrurile astea și să insuflăm strop cu strop ceea ce, în ceea ce credem. Am avut o provocare interesantă. De Paște am transmis în direct de la Hamba. Hamba e o localitate lângă Sibiu. Am transmis în direct, e un sat, de fapt. Nu știu că am lucrat mult în satele Sibiului și nu știu Hamba. Rușine. Nu știu că putem recupera asta. Și am făcut la Hamba, am transmis în direct pe Alef TV, învierea toată. Toți se așteptau să aduc un cor de studenți, dar și am zis, pentru ce? Am cântat exact cum se cântă acolo. Ne-am trăit Paștele exact cum este acolo. N-a ieșit rău. N-a ieșit rău. Adică noi trebuie să înțelegem că satele sunt vii. Merg foarte des la studenții mei care sunt parohi în la câte 80-90 de credincioși. Asta e mult. Deci am un student care este paroc peste 18 oameni, dar omul ăla n-ar da altarul de acolo pe nimic. Sigur, e un loc. Da, și am zis, de ce ții atât de mult? Și că, părinte, și dacă vor muri ăștia, eu voi rămâne să le păsesc mormintele. Foarte tare m-a impresionat. Știi cum? Adică m-a impresionat enorm pentru că l-am înțeles că a înțeles că satul nu-i doar pe pământ. Uite, imaginea pe care eu am în minte de fiecare dată când văd fotografiile lui Sorin Onișor din sat. Satul nu-i doar de pe pământ. Cele din Banatul Montan. Unele le-am văzut, trebuie să recunosc, așa, Linda mi le-a trimis de la Timișoara, așa subtil de fiecare dată pe link-uri speciale. Și m-am uitat, de fiecare dată nu mai știu unde e pământul și unde e cerul. Cum reușește reframe-ul, să zicem, fotografului să surprindă atât de bine crescendo-ul ăsta spre împărăția cerurilor către... Cred că de multe ori nici nu mai e vorba despre ce vreau eu. Cred că există o comuniune undeva între sufletul meu și lucrurile din jur și aparat. Și toate se întâmplă. De multe ori mă mir și eu cum aparatul îngheață, imortalizează o scenă care apoi îmi dau seama că lucrurile sunt puțin mai complicate. Nu e atât de simplu chiar să le înțelegi. Sunt, uite, sunt puteri care sunt mult deasupra noastră și știu ele ce fac acolo. E vreun model de fotograf care v-a impresionat foarte mult? Există așa ceva ca în pictură, ca în muzică, ca în, știu eu? Nu există, pentru că am fost autodidact și m-am dezvoltat singur la țară, acolo în Chevreșul Mare, și m-au întrebat de multe ori în interviuri dacă am avut vreun mentor sau ceva. Am început singur, am lucrat acolo și am fotografiat ce am simțit eu. Oricum, de-a lungul vieții, până în momentul când m-am apucat de fotografie, am studiat foarte mult arta, am făcut și facultate, mama e profesoară de desen, aveam tot timpul albume de pictură în jurul meu și studiindu-le sau văzându-le, noi nu ne dăm seama, cei care ne apropiem de zona asta de pictură, de film, film serios, film de artă, nu ne dăm seama că lucrurile de acolo ne ajută estetic și se implementează în sufletul și creierul nostru. Apoi când începem să mergem și noi în zona aceasta și să creăm imagini, de exemplu, am văzut că imaginile ies bine, compoziția, lumina, încadrarea, și uite că vin din spate, din educație, din ceea ce am însămânțat atâția ani în sufletul nostru. Am ocupat foarte mult și de film. În Timișoara făceam cinematecă cu Marian Rădulescu, poate îl știți de acolo, din Timișoara. E un băiat care a făcut cinematecă de artă la studio, la cinematograful acela vechi. Și format un grup, nu? F5.6 la... Am făcut noi mai multe pe acolo pe timp și făceam și cinematecă și mă ocupam foarte mult de film și de acolo am învățat multe despre compoziție, despre lumină, despre toate astea. Și uite că acum... Fotografiile pe care le fac, de multe ori, poate nu le fac eu. Deci eu, la un moment dat, am avut sentimentul că pe mine cel mai mult m-a ajutat să văd fotografia cercetarea arheologică. Când eram mic, am străbătut niște livezi pline de piersici la Pietroasele în Buzău. Îi povestesc lui Alex Dima, care e buzoian, și zic, măi Alex, acolo curge încă istoria poporului. E acolo, e,
e îngropată și noi ne căcâim să o scoatem la iveală. Eu când îi aud cât trag pe câte un sit arheologic, zici că mai mult îl astupă decât îl descoperă. Să mai dăm o teză de doctorat, să mai facem o, știi, cam așa, o chestie de genul ăsta. Și mi-aduc aminte și acum, n-am să uit cât trăiesc eu când mi-am odihnit în palmă primele cioburi de amforă antică, nu spun șocul meu la Cucuteni, am plâns la Cucuteni în fața frumuseții, dacă nu poți să stai decât cu nodul în gât. Mă uitam la Victor Dochia, colegul meu de platou când filmam, era cu nodul în gât efectiv, e atâta frumusețe, nu știu cum mai încăpem de ea. Și noi continuăm să fim caricaturizanți, nu pot să zic altfel decât răuvoitor la adresa frumuseții. E atâta, cum să spun eu, și atâta gingășie în poporul ăsta, m-am uitat la altițe, la haine, la slana aia și la mămăliga aceea care e ca un chip de soare pe masă. Și noi continuăm să susținem că urâtul mântuie lumea, ceea ce nu e adevărat. Absolut deloc. Arheologia e tare frumoasă. Am făcut și eu ani de zile arheologie și, într-adevăr, Cucuteniu este o culme a artei preistorice în România și nu numai în România, în toată Europa și lumea. Eu de la Cucuteniu știu ce zicem acum. Uite că și ceramica se continuă și în ziua de astăzi. Am cunoscut în ultimii 20 de ani o seamă de meșteri, de olari foarte, foarte buni și foarte carismatici din țara asta. Unii s-au prăpădit. Nu e timp să povestim despre olarii mei preferați. În ultima vreme mă tot duc la Sighetul, la Baia Sprie, în Maramureș, la Daniel Leș, care este un om minunat și a ce face. Prietenul nostru Daniel Leș. Da. Acum o săptămână am fost la el și mă tot duc pentru că ne placem reciproc și ne simțim bine împreună atât cât eu putem să... Îl savurez întru totul și mă șochează că știe și ce să pună în oalele alea pe care le... Știe, adică foarte bine. El a înțeles că în fond olăritul este o chestie de viață și de moarte, nu e doar o chestie estetică, de silfidică, așa, în care... Uite că mai sunt oameni faini în țara asta, și acei bătrâni, dar mai sunt și meșteri și artiști, și mai sunt și oameni faini în țara asta. Eu caut de ani de zile și abia anul trecut în vară, anul trecut în vară, am reușit să ajung în toamnă, de fapt, mergând la satul mare, am reușit să merg la cuptoarele dacice din zona satului mare. Am rămas uimit. Orice popor normal din Europa asta să aibă încă vatră de olărit de vremea dacilor, ar fi făcut un sanctuar acolo, ar fi construit ceva, făcea o școală. Noi, nu. Noi nu, ferească Dumnezeu. Cam așa. Noi nu suntem în stare de multe lucruri, de aia este așa o discrepanță, cum zic eu de multe ori, un paradox între lumea satului și a orașului sau între zona oamenilor de la țară și clasa politică. Și cred că acolo nu între oraș, eu zic la fel. Și oraș totuși, că oamenii de acolo au alt ritm și cu cât stau mai mult acolo, generații nu mai sunt atât de legați de natură și se dezobișnuiesc de riturile astea, dar nu știu, părinte, ce se tot întâmplă în țara asta, în latura. De fiecare dată. Și eu n-am disperat, că nu șa de bine. Și am crezut că se termină toate lucrurile astea și că la un moment dat am avut sentimentul că am pierdut totul, dar câte o geană de lumină așa. E cam povestea cu un păcălit de vulpe, zice. O geană de lumină se zărește. Acolo îi văd pe oameni, exact Moș Mitică, Moș Dumitru, celălalt, Moș Cutare și nu numai ei. Laie, Vasile, toți, dar problema este că diferența asta tot crește. Eu oricum nu văd că satul românesc se va stinge curând, pentru că el rezistă. Tot mai mulți tineri, urmași din generațiile tinere, rămân și nu vor să meargă la oraș și le place. Reinfuzionează un pic, da, se așează în lumina lor, nu știu cum să zic, se reașează. De exemplu, în mintea mea așa, dacă eu aș fi fost, dacă aș avea memorie fotografică să pot să scot acum fotografia vieții mele, un răsărit de soare pe o culme din Oltenia, în vineri spre sâmbătă dimineața, cu luminile aprinse în tot, am cântat prohodul, a șaptelea prohod, era a șaptea biserică în care mergeam, erau un 5:30-6 dimineața, aburi ieșind din morminte ca niște duhuri înviate și o luminare strălucind, chemând soarele. Deci imaginea nu o să mă... Deci dacă în rai, Doamne iartă-mă, nu o să am imaginea asta la intrare în rai, o să fiu așa un pic dezamăgit. Deci incredibil! Asta nu avem voie să o pierdem niciodată. Și fotograf nu a fost.
La îndemână. Care mi-a dat o retină atunci și cred că în cele mai grele momente ale mele a urmat armata, au urmat celelalte chestiuni grele. În toate a fost punctul de reper al nerefuzului de a intra în jertfă. V-am urmărit atent în vreo două câteva interviuri și că acolo sunt trei cuvinte cheie. Vă întreabă la un moment dat prin 2014-17, cred că, care sunt cele trei direcții: sacrificiu, muncă multă și suflet în tot ce faci. Era sfatul adresat tinerilor. Și eu sunt de acord că asta este. Poate că așa este și satul. Că până la urmă copiii sau tinerii aruncau balega pe zăpadă gândindu-se la ce vor munci începând din primăvară, când fânațul se va reumple de clorofilă. Că asta e taina satului. Taina satului e fâneața. Și ritmul. E ritmul. În rie liturgii care nu seamănă cu nimic din ce știm. Cum surprinde acum, cu trecerea vârstei, să zicem, prin ochi, retina fotografului realitatea luminii? Mai liniștit? Mai liniștit într-un fel, dar datorită faptului că am copii de vârstă fragedă, retrăiesc anumite etape prin ei. Pentru că petrec foarte mult timp, nu am altă treabă decât să fotografiez, când nu am proiecte sau workshop-uri sau ture de fotografiat, sunt cu ei și în ultima perioadă, de aproape 2 ani, din cauzele pe care le știm, am stat foarte mult acasă și am petrecut foarte mult timp cu copiii mei. Și locuind între dealuri, între munți aici, aproape de un râu afluent al Moldovei, vă dați seama, părinte, că suntem tot timpul pe coclauri. Și azi a fost foarte frig și a nins. Și toamna și vara mergem pe malul Moldovei, în niște locuri cu mult nămol, să bălăcească cu picioarele până la glezne. Ne spunem molurile noroioase. Iar acum molul înghețat. Sunt aceleași locuri pe în Valea Moldovei și a râului Suha, afluent al Moldovei, în care ochiurile de apă înghețate sunt locuri preferate pentru ei să se dea acolo pe gheață. Acum sunt molurile înghețate, iar vara se transformă în moluri noroioase. Și ne zbenguim pe locurile astea și cam retrăiesc un pic vremurile acelea. Mă prostesc și eu, mă bălăcesc și eu uneori, pescuim. A urcat scâmpia Banatului până în vârful muntelui, cum s-ar zice, cam așa. Păi am tot studiat țara asta ca profesor de istorie, geografie și mi-am dat seama că e atât de complex. Am stat peste 3 decenii în Câmpia Bănățeană și a fost momentul să mă duc și înspre zone de deal. Am lucrat mult în Transilvania ca fotograf în proiecte și apoi munte, Bucovina. Am ajuns și în Delta, am testat-o pe toată și s-a întâmplat să rămân în Bucovina. Am dat de o fată frumoasă și cu minte aici, ne-am plăcut, ne-am luat. Și am rămas aici pentru restul vieții mele. Și copiii ăștia mici, uite, acum așa văd fotografia într-o mare măsură prin ochii lor. Pentru că mergem tot timpul prin sate, îi duc la Moș Gheorghe, i-am dus de multe ori, la Moș Mitică i-am dus de multe ori. Și stau și ei și se minunează și sunt sigur că ceva din sufletul acelor bătrâni se însămânțează în sufletul lor. Și acum mă gândeam în timp ce vorbeam la o chestie. Eu am impresia că... trăind așa satul, recuperăm și copilăria românească. Aia fără multe abțibilduri și fără mizerii. În vara asta am oprit la un moment dat să ne odihnim după o lungă călătorie într-un sat pe lângă Târgu Lăpuș. Erau niște coconi cățărați într-un măr. Citeau în măr și mâncau mere. Mi-au adus aminte de mine, care am făcut cabană în Maramureș, în Bișeu de jos acolo, și m-am gândit de atâtea ori ce salvare poate să aibă țara asta când încă ne mai înfloresc merii. Mai avem încă de unde lua prunii, de unde barabulele, mai are o mână de scos de colo și de colo. Curechiul e încă la îndemâna noastră. Adică Paradaisele, cum e în Banat, și piparca. Da, deci riscul de a refuza azotizarea totală a vieților noastre. Am dus odată o bătrână de lângă Sibiu. Asta a fost una dintre cele mai interesante experiențe pe care le-am trăit în viața mea. O doamnă în vârstă tare care toată viața i-a cultivat cartofi, cum zic ei, crumpenie și de-astea. S-a dus la un mol pe bune, nu mol înghețat. Și la un moment dat iese femeia din notul și zice: părinte,
ăștia mint în tătie, să nu cumperi de-a cinica de mâncare. M-a speriat. Zic, cum așa, bunico? Ce părinte, nu se poate. Zice, eu de 60 de ani lucru în câmp. N-ai cum scoate așa lucrurile. I-am dat dreptate. Și în timp îi dau dreptate din ce în ce mai mult. Adevărul e că ascultându-vă mi-am dat seama că mi-e tare, tare dor de oamenii sănătoși la cap, care știau că la capătul sapei e hrana copiilor lor și că între pământ și cer știau să privească spre cer ca pământul să fie binecuvântat, nu invers. Și încă-i mai avem. Încă-i mai avem și ne putem hrăni din sufletul și înțelepciunea lor. Încă mai sunt. E o academie de sub munte la Săliște aici, în care am încercat să-i aducem cât mai aproape pe copii, pe tineri. Au stat mai cu spatele un pic ăștia tineri. Până când i-am prins cu cârlige de genul, chipuri de preoți foarte faine, un profesor de istorie de la Săliște i-a pus pe copii să strângă de prin revistele vremii Primului Război Mondial scrisori de dragoste, poezii. Deci ce a fost acolo? O emulație întreagă. I-am văzut după aceea pe copii urcând la cetatea dacică de la Tilișca, încercând să-și găsească într-un fel sau altul rădăcina asta. Fotografia poate ajuta la descoperirea rădăcinilor? Poate ajuta foarte mult, pentru că văd din ceea ce fac și am fost de multe ori invitat la universități prin țară. Am avut proiecte cu ministerul, cu facultățile din zona agriculturii și a zootehniei. Am fost chemat să proiectez fotografii din lumea satului pentru a sensibiliza pe studenții de la agronomie și zootehnie și le povesteam și am fost impresionat de cât de impresionați au fost ei până la urmă. Eu când le povestesc despre bătrânii aceștia, mulți dintre ei care s-au petrecut dintre noi, și le spun cum ne-am întâlnit și ce fel de viață aveau și ce făceau, i-am văzut pe mulți lăcrămând, chiar studenți fiind. Am fost la Iași și Sibiu, și la Sibiu am fost și Timișoara, am fost la București. Profit de momentele astea pentru a vorbi tinerilor și a le vorbi arătându-le fotografiile. Și sunt impresionați. Ceva ajunge în sufletul lor. Trebuie făcut cât mai mult lucrul ăsta. Deci uite că fotografia are un limbaj, are un mesaj și văd că în ziua de astăzi este un instrument foarte puternic datorită internetului. Imaginea este foarte importantă. Lumea se hrănește cu imagine, de multe ori e o imagine proastă și e subcultură, dar dacă în unele locuri punctăm și noi cu imagine care merge uneori pe ascuns, direct la țintă, în sufletul omului, și trebuie să facem asta cât mai des, pentru că am observat că are efect și are efect bun. Pentru că, uite, apreciez și iubesc și admir acești bătrâni ai satelor românești, numai că, totuși, formația mea este de profesor, sunt părinte, am copii mici și, până la urmă, o mare parte a efortului nostru a trebuit îndreptat și trebuie să fie îndreptat asupra tinerilor. Să facem să le cârmim un pic sufletele, să facem să se orienteze un pic înspre lumină, înspre bine, înspre. Și eu, cum văd în ziua de astăzi, lumina și binele înseamnă foarte mult natură, înseamnă sat, înseamnă literatură, înseamnă carte, înseamnă un pic să ieși din iureșul ăsta contemporan și să te gândești mai mult asupra vieții, pentru că una singură avem și dacă nu o clădim bine și nu o trăim bine, degeaba o mai facem. Ele tot spun că avem o singură viață, așa e veșnică, trebuie să fim atenți la ea. Trebuie să fim foarte atenți la ea. De fiecare dată când m-am uitat la fotografiile lui Sorin Onișor, am avut sentimentul real că iubește oamenii, că îi respectă, că ține foarte mult la ei. A evitat de fiecare dată jumătatea de măsură și asta se simte, jumătatea de oameni și asta se simte. Am intuit mâinile crăpate ale țăranilor în toate crepusculele acelea cerești care coboară peste ei și într-un fel sau altul trebuie să recunosc că sunt fotografii care transmit și mireasma fâneațelor și umbra pădurilor. Ce plan are Sorin Onișor pentru anul ce vine, pentru anul care a început, pentru anii care au început? Planurile mele să fac în continuare lucrul acesta, pentru că am văzut că e bine și punctez aproape zilnic prin fotografii, punctez direct în sufletele și inimile oamenilor. Mai am câteva zone mici în care nu prea am ajuns sau încă am colindat întreaga țară, dar mai sunt enclave din acestea în sudul Olteniei sau în Sălaj sau poate în zona de la limita Albei
poate și în zona de limita Buzăului cu Vrancea. Sunt câteva zone mici în care nu. Căile Putnei pe acolo, e impresionant. Și mă dedic și acelor lucruri și pe lângă asta trebuie să mă dedic familiei, trebuie să mă dedic creșterii copiilor și vreau să învăț cât mai multe lucruri, să-i duc cu mine atâta timp cât pot vacanțe și anumite momente, să-i duc să vadă lucrurile acestea pe care eu le-am văzut și din care m-am hrănit atâta amar de vreme. Să-i duc să vadă, să vadă locurile, să vadă oamenii, iar sufletul lor să aleagă ce-i bun, cred. Din aceste lucruri. M-am gândit la o istorie a Bisericii Ortodoxe Române în fotografii. Ar fi fabuloasă. Multe lucruri ar fi frumoase. Dar uite, trebuie să... Copilor, că avem rădăcini în cer. Avem rădăcini în cer, nu doar în pământ. Că altfel ne-am năpădit, ne-am buruienim cu totul. Și m-am uitat, astăzi am făcut un test cu un puști care mi-e drag tare aici în curte la facultate. Într-una dintre fotografii este o tante în vârstă, așa, care zici că e însulițată cu lumină, este nici nu știu cum să zic, trece dinspre întuneric spre lumină, e cu un bastonaș mic în mână și am zis, cine crezi că e aici, la care puștul? Cred că e Sfânta Paraschiva. Uai, ce m-a impresionat enorm. E un copil care n-are tată, din nefericire, este într-o situație dificilă, dar când i-am arătat, cine zici tu că e aici? Ce icoană sau fotografie? Zic, e fotografie, dar tot Sfânta Paraschiva e. Impresionant. Acolo s-a dus cu sufletul și cu mintea. Deci dacă Sorin Onișoara a reușit să facă asta pentru un copil, eu zic că tot mai are șanse neamul ăsta la ceva. Și sunt convins că le are, pentru că l-avem pe Dumnezeu. Dacă ați vedea-o pe Maica Paraschiva asta din Bucovina, de aici, de lângă Gura Humorului, toată lumea pe care am dus-o acolo a ieșit profund impresionată, ca dintr-un templu. Și am avut șansa de a trăi între ei foarte multă vreme. Din nefericire, am mai spus-o și altă dată. În anul trecut a trebuit să ajung înapoi în satul din Oltenia, unde mi-am petrecut adolescența, în satul cumnatului meu, Dozeș, Cățet, pe lângă Roșia, Marie Ciobanu, pe acolo, într-o zonă absolut remarcată. Deci, sufletul meu e lipit de zona aceea, o zonă subcarpatică, Oltenia aceea subcarpatică. Uite, o zonă în care nu prea am fost. Și așa, cum să spun eu, meliferă la modul că îți mângâie inima, cam așa. M-am uitat pe toată coasta pe care urcasem, în care altă dată striga dintr-o parte într-alta, râdeam, eram zeci de copii. Nu spun când meream la furat de prune, că nu-i frumos să zicem asta, când mergeam să culegem prunele CAP-ului, eram zeci de copii ca să facem zilele de normă ale părinților lor. Ei, acum a rămas atât de marcat de lipsa oamenilor, casele care se decojesc. Știi ce a rămas viu? Foarte viu. Cimitirul. Cimitirul a rămas viu, cu crucile colorate, cu chemarea aia fundamentală că e loc de înviere. E loc de înviere. Biserica în deal, așa, într-o crustă de deal acolo ascunsă, ziceai că i-a chemat deja la înviere. Nu știu cum să spunea, ca un munte al schimbării la față. Cred că poate fi un munte al schimbării la față fotografia și poate fi surprinsă această schimbare la față. Sorin Onișor, mulțumesc frumos. O îmbrățișare din toată inima. Un reframe pe tot cordul, așa, nu știu cum să zic. Și să ne și vedem pe undeva. Uite că Dumnezeu să ne întâlnim și sper din toată inima copiii frăției tale, copiii mei care au crescut și ei mari, dar iubesc la fel de mult satul românesc. Copiii celor care mai credem că mai e loc de bine în România aceasta, să ajutăm ca România să fie văzută. Să refuzăm să o ascundem tot timpul sub praful intereselor unora și altora. România merită văzută. Mulțumesc frumos, Sorin Onișor, pentru cum vezi România și cum ne dăruiești. Cătălin, ai legătura în studio și iar cei care ne-au video credincioși și care ne-au urmărit, sper să înțeleagă că amândoi în seara aceasta și eu și domnul Sorin Onișor vă spunem, satul românesc merită să fie trecut în marile valori ale lumii. Inalienabil. Direcția înviere. Mulțumesc frumos, Sorin.